Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Giurea, iată care sunt titlurile zilei. Bărbatul dispărut în apele Jiului a fost găsit după 20 de zile. Un incendiu de proporții a avut loc luni seara în cartierul Vărsături. Medicii refuză să facă întreruperi de sarcină în postul Paștelui. Bărbatul dispărut în apele Jiului a fost găsit după îndelungi căutări. Bărbatul și-a luat zilele aruncându-se în Jiu pe data de 9 martie și a fost găsit marți 28 martie. Bărbatul dispărut în urmă cu 20 de zile după o petrecere la un restaurant de pe insulița Jiului a fost găsit. Pompierii au intervenit la solicitarea unor trecători care au văzut cadavrul plutind. Eu vă zic că e o broască țesoasă, dar când mă urcai sus, vă zic că deja era o mână. Îl chemai pe băiat, să vă ducă la poliție și să-i spune că eu am telefonul în mașină încărcat. Dar știți că a sărit un bărbat mai... Am văzut pe 9 mai. Parcă pe 9... Martie. Nu vă așteptat să fie. Păi cum să vă aștept? Că dai seama, că am să... Nu prea îmi plame treburile astea. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost ridicat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei. Un incendiu de proporții a avut loc luni seara în cartierul Vărsături din municipiul Târgu Jiu. O cabană de agrement din zona unei ferme a luat foc, iar pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru a stinge flăcările. Reprezentanții SUGOR spun că au întâmpinat dificultăți din cauza căilor de acces. Reprezentanții SUGOR și-au avut o intervenție mai dificilă luni seara la o cabană din municipiul Târgu Jiu pentru că imobilul era din lemn, iar flăcările s-au extins cu repeziciune. Am intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă la stingerea incendiului izbucnit la o cabană de agrement. Intervenția noastră a fost dificilă deoarece exista foarte mult material combustibil solid, adică lemnul. Intervenția a fost dificilă deoarece și căile de acces către aceasta a îngreunat cât de cât intervenția. Cabana arsă aproape în întregime. 223 de milioane de lei a fost suma pe care au aprobat-o consilierii municipali în cadrul ședinței de Consiliu Local. Cele mai mari sume de bani merg spre investiții, peste 30 de milioane de lei. Bugetul municipiului Târgu Jiu a fost aprobat luni, proiectul de hotărâre fiind votat de consilierii PSD, PSRO, ALDE și PMP. Aurel Popescu, primarul interimar al municipiului Târgu Jiu, a explicat că investițiile au fost stabilite în urma unor discuții cu asociațiile de proprietari din municipiul Târgu Jiu. O problemă ridicată de consilierii locali a fost faptul că proiectul de buget nu a ajuns și la cetățeni. Primarul interimar, Aurel Popescu, a explicat că persoanele interesate puteau întreba consilierii locali când se afișează bugetul pentru a-l putea consulta. Consilierii PSD, PSRO, ALDE și PMP au votat pentru aprobarea bugetului, în timp ce trei consilieri de la PNL au votat împotrivă, iar liberalul Mihai Paraschiv s-a abținut. Consilierii municipali din Târgu Jiu s-au luat la ceartă în privința burselor acordate elevilor din Târgu Jiu. Aleșii liberali au propus triplarea sumei alocate în bugetul pe acest an pentru elevi. Consiliul Județean Gorj este gazda unui grup de profesori și elevi din 6 țări ale lumii. Aceștia au venit să viziteze orașul nostru în cadrul proiectului FILIT, unde sunt parteneri alături de grădinița Vis de Copil din Târgu Jiu. Vizitatorii străini au fost întâmpinați de reprezentanții Consiliului Județean Gorj. În perioada 27-31 martie are loc vizita în România și implicit în orașul Târgu Jiu. Între 2015-2017, la grădinița noastră se desfășoară un proiect Erasmus Plus K2 cu titlul FILIT, iar în această săptămână, între 27 și 31 martie, are loc mobilitatea în România.
Avem ca parteneri 6 țări. Grupul va vizita principalele obiective ale orașului Târgu Jiu. Această săptămână avem activități de formare învățare pentru copiii participanți și diverse vizite la Muzeul Județean, la Muzeul de Artă, la operele sculptorului Constantin Brâncuș, pentru a vedea tradițiile județului nostru și ale municipiului Târgu Jiu. Anterior, preșcolarii grădiniței Vis de Copil, însoțiți de părinților și profesori, au vizitat 3 din țările partenere la acest proiect, respectiv Olanda, Lituania și Polonia. Medicii refuză să facă întreruperi de sarcină în postul Paștelui. Asta pentru că doctorii țin la credință, dar vor și ca numărul celor care solicită avortul să fie cât mai mic. Pentru a nu se ajunge la avort, femeile ar trebui să se informeze despre contracepție. Chiuretajul la cerere este în scădere doar în postul Paștelui. Femeile nu mai pot apela în această perioadă la întreruperea sarcinii, pentru că medicii au luat hotărârea să nu mai chiureteze. Sunt unele care se adresează și în această perioadă, dar niciodată în Spitalul Județean nu s-au făcut chiuretaje în săptămâna dinainte de Paști. Deci în săptămâna luminată nu se fac chiuretaje. Pentru a scădea numărul chiuretajelor în zilele marcate cu roșu în calendarul ortodox, avorturile sunt interzise la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Tendința chiar și a medicilor ginecologi este pentru a nu mai face chiuretaje la cerere sau numai în anumite cazuri speciale. Ați văzut și demonstrațiile din țară în urmă cu câteva zile, chiar ieri a fost o demonstrație chiar la nivel național, în care se pare că este un curent destul de puternic pentru această chestiune împotriva avortului. După părerea mea, ca medic specialist și ca o viață lucrând în domeniul ăsta, consider că s-a făcut în perioada asta un abuz din punctul ăsta de vedere. Adică femeile ar trebui să fie mai atente, mai conștiente de riscuri, de problemele care... Libertatea asta a cam dăunat. Gorșenii salută decizia medicilor de a refuza pacientele în această perioadă. Credeți că este păcat? Da. Foarte păcat. Și un păcat foarte mare. Dar spuneți-ne, în această perioadă avorturile au crescut foarte mult. Medicii spuneau că este o explozie. Ce ar trebui să facă femeile? Să se protejeze, să fie mai... Să-și ia pastile, sunt mai multe variante. Depinde să se informeze de ce. Mai bine și să apeleze la un medic specialist pentru a nu... Da, bineînțeles. Păi, oricând este păcat. Nu e vorba de postul Paștelui. Noi nu trebuie să ne comportăm pentru o zi. Noi trebuie să avem un comportament stabil pentru o viață și este păcat. Medicii spuneau că este o explozie de cazuri. Ce ar trebui să facă femeile pentru a nu mai apela la această metodă? Să se educe, în primul rând. Să facă prevenție. Și să aibă bun simț. Dar credeți că este păcat? Da. În mare parte, da. Cu toate că nu sunt prea religios, dar cred că e un mare păcat. Din păcate, de cele mai multe ori, cele care trec pragul cabinetelor medicale sunt adolescentele. Medicii spun că un chiuretaj la vârstă fragedă poate atârna greu pe umerii tinerelor întreaga viață. Pensionarii vor avea mai mulți bani în buzunar de 1 iulie pentru că punctul de pensie va fi majorat din nou. Cu 9% vor crește veniturile pensionarilor peste 3 luni. Vești bune pentru pensionari, pentru că de la 1 iulie cei peste 85.000 de vârstnici din județul Gorj beneficiază de o nouă creștere. Valoarea punctului de pensie se va mări cu 9% și este de 1.000 de lei. Prima majorare a valorii punctului de pensie a avut loc începând cu ianuarie 2017, fiind în prezent 917,5 lei, iar începând cu 1 iulie 2017 va deveni 1.000 de lei. În România, stagiul complet de cotizare pentru pensie la femei și la bărbați este de 35 de ani. Femeile ies la pensie la 63 de ani, iar bărbații la 65. Majorarea nu este aplicată, însă, pentru toți pensionarii. Pentru cea mai mare parte a pensionarilor, excepție făcând cei cărora li s-au calculat drepturile de pensie la toți ceilalți, având în vedere perioada contributivă, având o perioadă mică de contribuție, se situează sub pensia minimă socială, sub indemnizația socială, la aceea nu va crește. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, a anunțat marți că punctul de pensie va crește din luna iulie la 1.000 de lei, în ciuda recomandărilor Fondului Monetar Internațional, iar la finalul lunii martie va fi gata și legea salarizării unitare.
În orașul Țicleni se întinde pe o suprafață de 4 hectare o plantație de mure și zmeură. Este afacerea unui gorjan care în urmă cu câțiva ani a cumpărat teren în zonă și acum are cea mai mare plantație de fructe de pădure din județ. Cultivatorul Marian Burtea, de 50 de ani, niciodată nu s-ar fi gândit că va da meseriile pe care le-a practicat pe agricultură. Întâmplarea a făcut să-și amintească de arbuștii de muri din copilărie. Atunci i-a venit ideea să cultive și el muri fără țepi. Deci există o plantație mamă de mure fără țepi și zmeură. Pe o suprafață de un hectar, procurată toată răsadul de la Institutul de la Mărăcineni. Nu am cumpărat după piață, ne consultăm cu mărăcineniu și fac indicația ca toți cei care vor să se apuce de o asemenea activitate să procure de la cei agreați, cei acreditați, fiindcă este mult mai bine, sau ca să aibă și rezultate. S-au procurat în 2015, în primăvara 2015, 2200 de butași de mur, undeva la peste 2000 de butași de zmeură. Am avut un ghinion fantastic datorită vremei care ne-a ajutat cu precipitațiile, a trebuit introdusă foarte multă cantitate de apă. Începutul a fost greu, mai ales că în momentul în care a pornit la drum, a investit serios, a riscat și a câștigat, însă nu oricum, ci după ce a studiat îndelung. Mure din acestea am avut de copil, deoarece la noi aici în zonă a existat o plantație de mure fără țepi a oculului silvic. Și acolo mai făceam activități când eram copil la cules, deci asta vorbim de timpul vechi până 90, și acolo am procurat câțiva butași care, de fapt, de acolo am început să învățăm efectiv și întreținere și tot ceea ce reprezintă butașii respectivi. Deci România avea și pe timpul vechi butași, deci muri fără țepi. Cât de profitabilă este afacerea aceasta? Este foarte profitabilă, dar profitabilitatea, ca să zicem, începe după anul 3. Acum Marian Burtea se bucură că a ajuns la o adevărată afacere care îi aduce profit. Face vin, dulceață, ceai și vinde mure la caserole la un mare magazin. La mur nu se pierde nimic. Se pot folosi inclusiv lăstarii și frunzele pentru ceaiuri. Murele, fructele în sine, deci nu au fructoză foarte mare și este foarte indicat pentru diabetici. Productivitatea este foarte, foarte mare, deci pe butaș. S-a făcut un contract cu Carrefour-ul, s-a livrat mure la cerința dumnealor, la casorele, la tot ce dumnealor dădeau ambalajul și am făcut inclusiv dulceață de mure și vin. Vin după niște teste care am încercat foarte mult să scoatem la adevăr calitatea acestor mure. Succesul afacerii sale vine însă din faptul că producția este 100% naturală, deși la voia naturii preferă să țină substanțele toxice departe de plantația sa. În perioada 23-28 aprilie la Târgu Jiu se organizează Olimpiada Națională de Fizică. Potrivit lui Ion Ișvan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cei mai buni elevi la disciplina fizică vor avea ocazia ca timp de 5 zile să-și viziteze frumusețile județului nostru pentru a rămâne cu amintiri plăcute din Gorj. În municipiul Târgu Jiu vor fi prezenți peste 700 de elevi de clasele a 6-a și a 12-a, precum și profesori. În această perioadă de 5 zile cât vor sta aici, conducerea inspectoratului a hotărât să-i plimbe pe aceștia în speranța că poate vor reveni. O mare parte din sumă o asigură Ministerul Educației Naționale, dar noi ne dorim să suplimentăm și masa și condițiile în care vor locui, pentru că 5 zile vor sta la Târgu Jiu și ne dorim ca toți care vor veni în acea perioadă la Târgu Jiu să plece cu impresii foarte bune despre orașul nostru, despre modul în care arată și în special să vadă că gorjenii sunt ospitalieri și de ce nu să se reîntoarcă oricând cu drag în orașul, unul dintre cele mai frumoase orașe din România, în Târgu Jiu-ul nostru drag, și să ducă în țară mesajul că la Gorj... Ișvan spune că vrea ca elevii și profesorii să viziteze operele marelui sculptor Constantin Brâncuș, mănăstirile din județ, dar și Rânca. Să încercăm să-i ducem să vadă și locul unde s-a născut Constantin Brâncuș, să ajungă și în locurile sfinte din județul nostru, la Tismana,
și la lainici, o să încercăm să vadă instituțiile care fac performanță, mă refer la cele două termocentrale din județul Gorșa, de la Rovinar și de la Turceni, care fac performanță producând energie, vă dați seama, fizică, energie, practic Gorjul este printre județele care își aduc aportul la cercetarea românească. Mulți dintre elevii vin însoțiți de părinți și bunici, așa că aceștia sunt cei care pot promova cel mai bine frumusețile județului nostru. Apicultorii gorjeni încă speră că pot beneficia de ajutorul de minimis promis de guvern. Lipsa fondurilor a blocat însă acest ajutor anul trecut, așa că acum apicultorii își pun toate speranțele în banii respectivi. Apicultorii au nevoie de acest ajutor de minimis, dar totul depinde de hotărârea pe care o ia Ministerul Agriculturii, a declarat Dan Tănăsescu, directorul Direcției pentru Agricultură Gorj. Din lipsă de fonduri se pare, deci nu avem încă confirmat, n-a primit de la minister această informație, dar se pare că acest ajutor pentru apicultori, nu știu dacă se va mai da, dar deocamdată este blocată apariția acestei hotărâri de guvern. Bineînțeles că pe apicultori o să-i supere această problemă, pentru că acest ajutor de minimis era binevenit pentru ei și noi, județul Gorj, am fost afectat, dar Ministerul Agriculturii hotărăște și noi practic suntem reprezentanții acestora în teritoriu și punem în aplicare actele normative care se elaborează la nivel de minister. În județul Gorj sunt peste 500 de apicultori declarați. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție!